Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 12. Vom citi 17 versete din Biblie. Faptele Apostolilor, capitolul 12. Voi începe lectorarea textului biblic cu versetul 1 și voi conclude în versetul 17 cuvânt al Domnului care spune în felul următor. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Asta se întâmpla undeva prin anul 44 după Hristos. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru, erau zilele prasnicului a zimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând roț să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a, deș a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis, scoală-te iute! Lanțurile i-au căzut de pe mâini Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea care o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă încetate și ea s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rot și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la o ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este, ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă băta mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, l a istorisit cum îl scosese, domnul, îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-al loc. Amin. Până aici cuvântul Domnului, mi-e respectuos să vă reocupați locurile. După ce data trecută fratele Alexandru ne-a prezentat câteva semne ale unei biserii sănătoase, și permiteți-mi o foarte scurtă recapitulare, se vorbea despre o doctrină sănătoasă, o învățătură sănătoasă, care trebuie să caracterizeze biserica, pentru că, după cum, hrana pentru trup este definitorie pentru sănătatea biologică, tot la fel și grana spirituală, doctrina pentru suflet, joacă același rol. Așadar, ne spunea că rolul nostru este să identificăm Biserica Sănătoasă, să ne integrăm în Biserica Sănătoasă și să ne implicăm în Biserica Sănătoasă. Doamne, ajută-ne! Al doilea semn era disciplinele spirituale care trebuie să existe în Biserică. Studiu biblic, postul, rugăciunea, dărnicia, meditarea, simplitatea, solitudinea, supunerea, slujirea. Și evident mai sunt și altele. Apoi ni s-a vorbit despre faptul că al treilea semn al unei biserici sănătoase este practicarea corectă, motivată corect, a disciplinării bisericești. În al patrulea rând s-a vorbit despre dezvoltarea sau formarea slujitorilor o biserică sănătoasă, nu dorește ca să aibă unul, doi slujitori și ea să rămână și după ei potop. O biserică sănătoasă are o viziune de ansamblu formând cât mai mulți slujitori ca în orice timpuri Dumnezeu să-și ducă mărtăria prin diferiți slujitori. Așadar, noi trebuie să ne bucurăm de creșterea fiecărui om care se implică, crește, se dezvoltă în lucrarea lui Dumnezeu. Deci se vorbea despre acest al patrulea semn, dezvoltarea de slujitori. Formarea dezvoltator și, evident, și dezvoltarea numerică. Fiindcă dacă o femeie, biologic vorbind, nu naște, înseamnă că este sterilă, adică bolnavă. O biserică care nu naște și oameni nu se mai mântuiesc, înseamnă că ea comportă acela statut de bolnavă spiritual. Sigur că, apoi ni s-a vorbit despre al cincilea semn, dărnicia și proiectele sociale apoi partea de doxologie, tot ce ține de închinare, care trebuie să fie în limitele scripturii și, evident, darul Duhului Sfânt care trebuie să manifeste în biserică. Iată șapte semne care ne-au fost prezentate data trecută cu privire la modelul unei biserii sănătoase. În această seară îmi revine rolul să privim către biserica din Ierusalim. Biserică care se afla la momentul când eu am citit într-o stare de asediu, de frământare, de tulburare. Și sigur că întotdeauna diavolul, dacă l-a deranjat ceva în lumea asta, mai mult decât orice, a fost deranjat de instituția bisericii. Dumneavoastră v-a spus vreodată întrebarea cine este cel din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, când se vorbește prin Sfântul Apostol Pavel, trebuie ca numai cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei cu referire la dezlănțuirea Anticristului și a lucrării de amăgire? Cine ar putea opri lucrarea de amăgire a lui Anticrist și a celui rău, evident? E tocmai Duhul Sfânt prin Biserică. Biserica a apărut când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ea și Biserica va fi transformată și mutată la cer, tot prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în momentul în care Biserica va pleca, în mod cert, Anticrist va deveni credibil. Pentru că nu va mai fi o altă voce care să lupte împotriva amăgirii, a compromisului, a păcatului și a învățăturii mincinoase. Câte vreme Biserica este în lume, Biserica are un călăuzitor călăuzitorul ei este Duhul Sfânt, biserica are un cap, capul bisericii nu-i pastorul, capul bisericii este Domnul Isus Hristos. Și Duhul Sfânt și Domnul Isus Hristos, și Tatăl, nu va lăsa ca biserica să fie amăgită. Și biserica va striga și va spune într-un mod cât se poate declar, este o lucrare de amăgire, este anticristul. De aceea lucrarea lui anticrist pentru o bună bucată de vreme, respectiv trei ani și jumătate, va fii credibilă pentru cei mai mulți oameni, fiindcă nu vor mai avea repere spirituale și nu vor mai avea călăuzitorul. Duhul Sfânt și Biserica, care până la urmă trebuie să fie portavocea lui Dumnezeu, care să predice împotriva păcatului și să păstreze echilibru moral, emoțional și mai ales spiritual într-o lume aflată în derivă. De la apariția bisericii și până la mutarea ei care nu dispare niciodată. Până la mutarea ei în cer, biserica a fost este și se va afla într o stare de asediu. Ce înseamnă asta? Este într un continuu război. Așa se face că textul biblic pe care l-am citit vorbește tocmai despre un episod istoric în care împăratul Irod, despre care Irod era vorba, era vorba despre Iroda Gripa I, care era nepotul lui Irod cel Mare, că pe taică să l-a Irod cel Mare, adică taică s l-a omărut pe fisul, ca nu cumva să atenteze la tronul lui. Și acum era cine? Nepotul lui Irod cel Mare, Iroda Gripa I, care ce făcea? Care, fiind prieten în tinerețe cu împăratul roman Claudiu și Caligula, vorbesc despre împărați roman a primit repartizarea să domnească peste Iudeia și Samaria. Și ca orice lider care se vrea a fi influent și care să câștige bunăvoința poporului, a întrebat ce vor iudeii. Păi zice, cred că mai cu seamă iudeii în vremea asta se simt deranjați de apariția unei partide care se numește creștinismul. Pentru că o simplă predică din fapte 2 se pocăiesc 3.000 de bărbați, nu știu câți erau atunci acolo, dar din mare aia mulțime de oameni, 3000 de oameni se întorc la Dumnezeu. După aceea, la scurtă vreme, după episodul vindecării ologului de la Poarta Frumoasă, se mai adaugă încă 2000, devin 5000 și sunt comentatori biblici care estimează peste 20.000 de oameni la momentul când se scrie faptele Apostolului, capitolul 12. Deci vorbim deja de zeci de, mii de creștini care au împânzit Ierusalimul și dintr-o dată fariseii, cărturarii, preoți, ce mai de seamă, norodul, bătrânii poporului, au început să se sesizeze și să spună, bă, dar ce se întâmplă? Că o amploare, o ascensiune. Și au zis, știm noi ce să facem. Vom lovi în ei și vom crea o, de asediu, o stare de asediu. Și a pornit un puternic război împotriva bisericii. Și a zis, ca să pot fi relevant, plăcut și să-mi câștig bunăvoința poporului iudeu, am să-l omor pe Iacov. Și așa se face că este vorba despre Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedei, care a murit ca martir pentru Domnul Isus Hristos și pentru credința lui în Dumnezeu. Și când a văzut că lucrul ăsta este dezirabil, plăcut pentru biserică, pentru iudei, vă rog să mă scuzați, știți ce a zis? Acum luăm și pe cel mai proeminent lider. Pe cine? Pe Sfântul Apostol Petru. Și l a aruncat în temniță și a zis ca după sărbătoare să, fac, să facă cu Petru același lucru care l-a făcut și cu Iacov, adică să-l omoare. Pentru că suntem într-o stare de asediu. Și sigur că textul biblic relevă Tama în momentul în care, cu puțin timp înainte, când trebuia să vină soldații să-l scoată pe Petru din temniță ca să-l omoare, Domnul Dumnezeu trimite un înger. Ce sunt îngerii? Duhuri slujitoare lui Dumnezeu, trimiși în misiunea lui Dumnezeu pentru binele. Poporului Dumnezeu. Și trimite un înger, îl izbăvește pe Petru din temniță și, apropo, erau acolo 16, erau câte patru străzi, câte patru soldați, 16 soldați care îl păzeau pe unul singur. Ca nu cumva să existe vreun fel de soluție de scăpare pentru Petru. Dar, cu toate acestea, când Dumnezeu intervine în scenă, Dumnezeu face miracole. De aceea glorifica să fie Domnul pentru măreția, puterea și suveranitatea sa. Dar în tot timpul acesta, că în contextul acesta se întâmplă miracolul, știi ce se întâmplă? Biserica nu doarme. Biserica nu intră într-o stare de critică, fie ea și obiectivă, zicem noi de multe ori. Bă, de ce Dumnezeu a îngăduit să moară Iacov? Au greșit el cu ceva. De ce a îngăduit Dumnezeu să liderul mă, Petru mă, să fie întemnițat acum și o să-l omoare că știm, deja s-a creat precedentul. Știm ce a făcut cu Iacob, acum îl omoară și pe Petru pentru că au știu din totdeauna ce spune până la urmă și Biblia. Bate voi păstorul și oile se vor risipi și dacă voi lovi în lider în mod implicit, voi distruge turma lui Isus Hristos. Dar n-au știut ei că Dumnezeu avea un alt plan. Vreau cum să ridic o aparentă dilemă care nu neapărat uh, se leagă în mod strict de predica mea, dar face sens cu textul acesta pe care l-am citit. Și această aparentă dilemă pe care vreau să o ridic în fața dumneavoastră este aceasta și anume, de ce Dumnezeu îngăde ca Iacov să moară și Petru să fie izbăvit din temniță? Nu vi se pare în aparență un tratament preferențial al lui Dumnezeu Doamne, de ce ai lucrat cu o măsură cu Iacov și într-o altă manieră ai ales să lucrezi cu Petru? Pe Petru l-a izbăvit din temniță, iar pe Iacov a îngădit să-l omoare cine? Soldații romani. Sistemul lui Rot, un sistem păgând, păcătos. Au ajuns creștinii și sfinții să fie la cheremul păcătoșilor și a desfrânaților lumii? De ce nu intervii în scenă? Că biserica care nu are arme, nu are muniție, nu are strategii politico-militare, pare că, din punct de vedere uman, este cea mai slabă și vulnerabilă instituție. Pentru că nu are arme nucleare, bombe, muniție, arme de război. Dar ea, în esență, este cea mai puternică instituție pentru că ea nu luptă cu armele lumii și a luptă cu armele lui Dumnezeu. Postul, rugăciunea, dragostea, unitatea, armonia, înțelegerea, glorifica să fie Domnul. Așa trebuie să fie într-o biserică. Însă, vreau să remarcați, dragii mei, faptul că dintotdeauna diavolul a avut câteva strategii ca să distrugă biserica lui Dumnezeu. Și voi evidenția în această seară patru mari strategii prin care diavolul a încercat în scurgerea timpului și încearcă și astăzi să distrugă Biserica lui Dumnezeu. În această stare de asediu, de război spiritual, prima armă cu care diavolul vrea să vină să distrugă Biserica este pasivitatea sau izolarea de Biserica lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta, practic? Înseamnă că diavolul vrea să-i țină pe oameni departe de biserică. Pentru că eu dacă dezvolt în mine o boală și mă țin departe de spital, cel mai probabil, dacă nu se întâmplă o minune, mă voi îmbolnăvi mai tare și voi muri. Tot la fel se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Cu cât diavolul reușește să țină mai departe un om de biserică, cu atât va fi o victimă mai sigură în mâinile celui rău. Mințit, de ideologii seculare, de obiceiuri și tradiții păcătoase, de curentă de gândire care să-l distrugă cu totul, de cărți și literaturi și programe și emisiuni de televizor care nu au altă menire decât să-i sfure pe Dumnezeu din inimă acelor care cândva sau poate niciodată nu l-au cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat. Așadar, izolarea sau pasivitatea este prima armă cu care diavolul vrea să distrugă biserica lui Dumnezeu. A, dar de ce trebuie să vină la biserică? Și nu observați că în ultimii zeci de ani în România, și mă refer la biserica în ansamblu fie biserica ortodoxă, catolică, protestantă, neoprotestantă, benticostală, baptistă, etc. Uitați-vă, dragii mei, că e un soi de nepăsare față de instituția eclezială. Oamenii nu mai caută biserică. Oamenii nu-și mai fac timp de biserică și dacă e invita, vină la biserică și ce spun ei, n-am timp de ce n-au timp? Pentru că pentru plimbări au timp. Pentru concedii opulente au timp și resurse. Pentru a se certa cu cineva își fac timp. Pentru a-și face cumpărăturile și a merge la muncă și a investi într o casă care peste ani de zile se va distruge au timp. Dar pentru mântuirea sufletului lor care este veșnic N-au timp să și-l asigure și să-l mântuiască. Aceasta este minciuna celui rău. Și deseori spuneam eu că omul pentru 1000 de euro în plus la salariu urcă în microbus până în Italia. Domne, mă duc la muncă. Dar ca să-și mântuiască sufletul, nu-i stare să traverseze strada. E o mare amăgire a celui rău care ține izolați, nepăsători pe oameni de biserica lui Dumnezeu. Și asta pe mine mă sperie. Și din ce în ce mai mult, internetul, biserica online, mass media, a reușit să fure timp prețios pentru oameni și mulți sunt între patru pereți, acasă, în fața unui ecran, nu se mai implică în biserică, nu mai caută biserica. Duminică seara, este aici o soră în biserică, care duminică seara la final slujbe după ce am predicat și slavă Domnului că a fost o atmosferă de și extraordinară și de cercetare a Lui Dumnezeu în poporul Domnului. Asta o face numai Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și printre altele una dintre doamne care acui soră cu noi de credință zice, frate Timotei, eu, uite cum m-am întors la Domnul, recent întoarsă la Domnul Dânsa, și ce eu stau aici aproape de biserică. Și știi ce zice sora aceasta? N-am știut niciodată că aici este o biserică care laudă pe Dumnezeu, care se roagă și care vorbește și predică atât de înălțător despre Dumnezeul gloriei. Și eu am înțeles ceva mai mult decât atât. De ce? Pentru că s-ar putea ca noi să nu ne fi făcut destul de accesibil și să nu fi fost atât de bun mărturisitori ai faptului că aici este un loc în care slava lui Dumnezeu coboară, unde Dumnezeu scrie nume în cartea vieții, schimbă destine, eliberează de patim, transformă oameni și aduce mântuirea. Slăvit să fie Domnul! Așadar, probabil că va trebui să fim mult mai vigilenți în a fi adevărat mărturisitor. Și oamenii din zona aceasta, din blocurile acestea, să cunoască mai mult despre faptul că aici este o biserică care îl caută pe Dumnezeu. Probabil că ar trebui să gândim noi strategii de lucru prin care să știe fiecare om că dacă n-au știut, în primul rând, nu vina lor, e vina noastră. Dar dacă au știut și n-au vrut, nu mai este vina noastră. Datoria noastră nu-i să convingem pe nimeni. Datoria noastră e să fim martori. Biblia spune în fapte 1 cu 8 și voi veți primi o putere și veți fi avocați. Eligibil să puteți convinge pe oameni să se întoarcă la Domnul. Dar cum? Martori. Dumnezeu asta a fost vreodată într-o sală de tribunal? E și ce face martorul? Avocatul ce trebuie să facă? Avocatul trebuie să convingă. Avocatul e Duhul Sfânt. Martorul ce trebuie să facă? Să spună. Zice, domnule, am văzut ce s-a întâmplat, Asta s-a întâmplat și gata. Uitați-vă că atunci când Dumnezeu le liberează pe Petru din temniță, și aceasta o putem extrapola în domeniul spiritual, când Dumnezeu îi pe oameni și și-a făcut Petru, trei lucruri. Unu, a conștientizat că este participantul unui mare miracol ce și-a venit în fire și a zis văd acum că Dumnezeu a lucrat în viața mea și acum din punct de vedere spiritual când Dumnezeu îi liberează pe un om din legăturile păcatului cu care irodul lumii acestea diavolului leagă pe oameni Primul lucru care trebuie să se întâmple este să conștientizezi că mântuirea nu e prin fapte și nici prin meritul tău și prin harul lui Dumnezeu. Noi trebuie doar să acceptăm prin credință jertfa Domnului Iisus Hristos în viața noastră și se întâmplă miracolul răscumpărării și al transformării omului. Slăvi să fie Domnul în veci. Așadar, Petru când iese din temniță, din închisoarea irodiană, Petru în primul rând conștientizează lucrul ăsta. E un miracol de care Dumnezeu i-a făcut parte. Apoi, Caută comuniunea cu biserica. După ce Petru este izbăvit din temniță, el nu se duce nici măcar la nevastă sa. Era căsătorit. Nu știm dacă avea sau nu copii. Cel mai probabil să fie avut. Dar nu se duce la familie. Când din punct de vedere al paradigmei umane, primul pas pe care l-ai fi făcut după ce ești din închisoare este să te duci la nevastă, dacă e îngrijorată. Nu era cum ar fi la noi, lasă că îi spun un nevastă într-un SMS, îi trimit un mesaj pe WhatsApp că stă bine și că am ieșit din temniță. Nu, nimic din toate astea. Primul lucru pe care îl face, face pentru se duce la biserică. Pentru că după ce ai conștientizat ce a făcut Dumnezeu în viața ta, trebuie să cauți comuniunea cu biserica. Că dacă mântuirea se primește individual, se păstrează în mod colectiv. Și prin părtășia bisericii lui Dumnezeu noi putem să creștem din har în har, din putere în putere. Frații mei, uneori biserica locală este greu de iubit. De ce? Că suntem răniți, am fost răniți, și poate că am și rănit. Și dacă, de exemplu, o biserică are o istorie de mai bine de 20, 30, 40 de ani, acolo s-a întâmplat câteodată să se mai și inconveniente, poate uneori și riposte, și reproșuri, și diferite polemii sau intrici, și câteodată pare biserica greu de iubit. Pentru că ai rănit și ai fost rănit. Dar vreau să vă spun că biserica trebuie iubită pentru Hristosul din ea, pentru misiunea ei, pentru ce a făcut Hristos pentru viața noastră și pentru Harul unui Dumnezeu care de fiecare dată când am venit aici, a vorbit, a eliberat, a mântuit și a salvat suflete, glorificat să fie numele Lui în veci. Așadar, dragii mei, primul pericol al bisericii este nepăsarea, pasivitatea sau izolarea de biserică. Într-o statistică, care s-a făcut cu privire la metodologia prin care unii oameni au pătruns într-o biserică, s-a observat că 3% dintre ei au venit în biserică din cauza unor nevoi speciale. 10% dintre ei au venit prin intermediul unor predicatori. 7% dintre ei, datorită pliantelor, informațiilor, și să zicem, mediatizării. Iar 80% dintre ei au intrat într-o biserică pentru că l-a adus un prieten. Știți ce înseamnă asta? Că pe umerii noștri grevează responsabilitatea de a aduce oameni la Hristos. 80% dintre ei au mărturisit într-o statistică că au venit în biserică pentru că l-a adus cineva. De ce, dragii mei? Datoria noastră este să nu uităm de cei care sunt în temniță. Și când vorbesc acum, vorbesc despre cei care se află în temnița păcatului și a izolării de Dumnezeu, legați cu vicii, cu patim, cu legături și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei, ca și ei să fie izbăviți din temnița păcatului, când vor fi izbăviți să conștientizeze că Dumnezeu i-a mântuit, să intre în comuniune cu Biserica lui Iisus Hristos și să comunice mai departe, ce a făcut Dumnezeu cu viața lor? Pentru că Petru nu doar că a conștientizat miracolul, nu doar că a căutat părtășia cu Biserica, a și comunicat experiența pe care a avut-o cu Dumnezeu, adică a fost un mărturisitor. Iar rolul martorului este să spună ce s-a întâmplat. Mă zice, eu eram un păcătos, eu mă drogam, eu fumam, eu beam, eu înjuram, eu drăcuiam, eu făceam fapte de rușine, dar într-o zi Dumnezeu s-a atins de viața mea, m-a schimbat și m-a eliberat. Slăvit să fie Domnul. Și Petru ce face acum? Doar le comunică, așa într-un mod discret, le-a făcut să cu mâna să tacă versetul 17 și le-a istorizit cum Dumnezeu l-a scos din temniță. Asta e datoria ta. Dumneata care a fost eliberat de patim, de legăturile celui rău, du-te și spune-i, uite ce a făcut Dumnezeu cu mine. S-ar putea să primească, s-ar să putea să nu primească. Dar nu rolul nostru e să o convingem pe nimeni. Lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Și uneori Duhul Sfânt va lucra uh, uh, sub uh, impact imediat. Alte s-ar putea pe bătaie lungă. Și vă dați aminte, bă, în urmă cu 10 ani, am avut un coleg de muncă, un vecin pe scara de bloc. Îl vedeam de duminică, de duminică, că vine la biserică. Odată mi-a spus el despre faptul că Dumnezeu l-a transformat, l-a schimbat, l-a eliberat de diferite păcate. Eu acum mă confrunt cu diferite probleme. Unde să alerg? într-o lume aflată în derivă, într-o lume legată de diavolul, într-o lume în care răutatea a ajuns la culme și uneori vrea să intre cu asalt și în Biserica lui Dumnezeu. O, la Biserică se mai coboară slava lui Dumnezeu. La Biserică mai coboară lumina lui Hristos. Și în felul acesta omul ăla s-ar putea să vină la Biserică și să fie un mântuit pentru întotdeauna, glorificat să fie numele Domnului. Așadar, dragii mei, diavolul vrea să ne țină departe de Biserică. Ținându-ne departe de biserică, ne ține departe de Hristos și ne ține departe de mântuire și pentru totdeauna sufletul omului se poate pierde în iadul cel veșnic. Dumnezeu să ne trezească în această zi. A doua strategie de lucru prin care diavolul vrea să asedieze, să distrugă biserica este persecuția sau intimidarea. Pentru că, uitați-vă dumneavoastră, a doua strategie și noi uităm în textul acest, a fost Persecuția Bisericii lui Dumnezeu. Și cum s-a materializat practica aceasta? Mai întâi, uciderea sau privarea de libertate a liderilor ei. Și l-au luat pe Petru, l-au aruncat în temniță. Și știți că diavolul se poate deghiza în dorința de a distruge și a persecuta Biserica prin sisteme sociale, politice, religioase, compromise, ca să distrugă flacăra credinței din Sufletul. Bisericii Lui Dumnezeu. Prin urmare, persecuția este a doua strategie cu care diavolul vrea să distrugă omul. Această persecuție poate să însemne persecuția fizică. Poate să însemne persecuție având ca efect îngrădirea anumitor drepturi, anumitor libertăți. Și uitați-vă că sunt forme prin care diavolul vrea să persecute Biserica lui Dumnezeu. Cu ce scop? Să o intimideze. Să se sperie, să spună, n-are rost să mai duc misiunea până la capăt. Dar uitați-vă că în istorie biserica, cu cât a fost mai persecutată, cu atât s-a mulțit mai tare. Și știți când biserica a clacat, cu cât i-a mers mai bine, biserica a început să-și chiopăteze. Și, Și știți ce a zis ultima biserică care reprezintă biserica ultimei generații la Odiceea? Am de tot aer condiționat, predicatori scusiți, cântărești celebri, toate merg bine, nu duc lisă de nimic, m-am îmbogățit, zicea, și nu știi că e sărac, ticălos, obnenorocit, gol, te sfătuie să cumperi de la mine, aur curățat prin foc și haine halbe să te îmbraci cu ele. Prin urmare, dragii mei, această armă a persecuției cu care diavolul vrea să intimideze și să sperie Biserica lui Hristos, este arma cu care diavolul lucrează ca noi să nu mai facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Prin urmare, să ne dea Dumnezeu puterea de a nu ne lăsa intimidați de toate strategiile cu care diavolul vrea să distrugă biserica. Și vă dau câteva exemple. Zilele trecute am citit o știre în care editura Stefanus din București, o editură creștină, pe care o am vizitat-o de N ori, a fost dată în judecată pentru faptul că n-a vrut să editeze niște cărți care susțineau, cărțile susțineau, drepturile oamenilor de același sex. Și era un fel de campanie a celor transgenderi și editura Stefanus a zis, eu nu pot să uh, tecnoredactez, să editez, să public așa ceva, pentru că intră în conflict cu valorile și principiile noastre iudeo-creștine. Și sigur că pentru asta a fost dat în judecat. Știți ce înseamnă asta? Persecuție legislativă. Vrea, de fapt, prin asta să intimideze ce? Biserica, ca ea, biserica să nu mai fie mărturizitoare, să nu mai rămână în picioare. Dar ascultați-mă, biserica a trecut prin voi, a trecut prin 10 valuri de persecuție romane, începând cu Nero și terminând cu uh, secolul IV, edictul de la Milano, când s-a legiferat și s-a dat libertate creștinismului. Biserica a fost prigonită. La ora actuală, biserica pe fața Pământului este prigonită și mor zeci de mii de creștini în țări musulmane, în țări totalitariste comunist, în țări din Nordul Africi. Creștini plătesc cu prețul vieții lor. Dar cu toate astea, vorba unia dintre părinții bisericești din perioada patristică, biserica care este prigonită, sămânța martirilor este o evanghelie prin care Dumnezeu naște vieți. Știți povestea celor 40 de mucenici? când au fost persecutați și băgați într-un lac înghețat la minus nu știu câte grade. Și unul dintre ei a simțit că cedează și că îi stă inima în loc și moare. Și și din lacul înghețat și a zis, eu, 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 mă, mă lepă de Dumnezeu și de creștinism. Și unul din soldații care l-a prigonit și l-a pus la astfel de persecuții, s-a uitat spre toți ceilalți 39 a căror față străluceau și lumina. Și a zis, dacă unul a dezertat din armata lui Hristos, eu voi fi al 40-lea. Și un alt soldat care până mai câteva momente i-a prigonit, s-a dus și a avut moarte de martir pentru Domnul Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Faptul că prin toate perioadele de persecuție, biserica va rămâne în picioare, pentru că generalul ei de armată este Iisus Hristos Domnul. Și vestea bună că el n-a pierdut niciun război. Mări să fie numele lui în veci. A treia strategie cu care diavolul vrea să distrugă biserica, dacă prima spuneam e pasivitatea față de biserică, persecuția bisericii, bisericii trei, este polemicele din interiorul bisericii. Asta înseamnă diferite intrigi, conflicte interioare care pot apărea. Și prin astea, diavolul, câteodată am impresia la nivel experiențial și din unele statistici, că diavolul reușește mai abitiri ca oricare altă strategie, să distrugă, să dezbine, să rupă și să sfâșie trupul lui Iisus Hristos. Polemicile din interior. Dar, dragii mei, noi ar trebui în modul cel mai sincer să ne întrebăm de ce ne-am mântuit. Noi ne-am mântuit ca să ne arătăm orgolile? Noi ne-am întâlnit ca prin ambiții ostentative să sufere lucrarea lui Hristos? Noi ne-am mântuit cu ce scop? Pentru că am vrut sufletele noastre să fie scăpate de iad și cei de lângă noi care ne ascultă să fie mântuiți. Amin! Este cea mai bună și singura motivație care trebuie să rămână în picioare cu adevărat. Să fim mântuiți noi și cei care ne ascultă. Dumnezeu să ne ajute! Dar în momentul în care prevalează interesul meu, imaginea mea, prestigiul meu, nu știu ce prestigiu avem și noi câteodată. Eu știu că doar suntem un vas de lucru cu termen de garanție. Un abur care îți arată puțin și apoi pierde. Dar mândria, aroganța, spiritul incisiv, cuvintele contodente, polemicele din interior, dorința de a arăta că știi și tu, că ai dreptate, nemulțumirile, alimentate fără rațiune și fără frică de Dumnezeu, au distrus uneori și au produs adevărate breșe în trupul lui Iisus Hristos. Iar eu mă rog în această zi, ca această strategie în numele Lui Iisus Hristos să fie anihilată de biserică. Pentru că polemicile nu trebuie să existe niciodată în trupul lui Iisus Hristos care se numește biserica sa. În biserica lui Hristos trebuie să fie pace. Faptele Apostol spune, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se bucura. Iar noi ca slujitori al lui Dumnezeu trebuie să vegem la păstrarea unui, unui asemenea climat de armonie și de pace. Nu toți își pot permite orice. Nu toți își pot permite să facă rânduială sau disciplinare bisericească. Dumnezeu a rânduit pe unii oameni să facă treaba asta, dar cu toate acestea, noi și ceilalți să ne rolăm în spatele acelor care au fost chemați de Dumnezeu să facă rânduială și noi să ajutăm la pacea Bisericii. Nici de cum la dezbinarea Bisericii lui Hristos. Și uneori, diavolul prin această strategie numită polemicele din interior. Vrea să dezbine Biserica lui Hristos. Și o trebuie să fiu mereu sincer, obiectiv. Și să-mi pun întrebarea asta. Ceea ce eu fac ajută la menținerea păcii Bisericii lui Dumnezeu? Sau mai degrabă dezbină Biserica lui Dumnezeu? Frații mei, voi nu aveți nevoie de cursuri teologice, academice, ca să înțelegeți ce vă spun eu acum. Un copil de șapte ani e suficient de matur să înțeleagă ce spun eu acum. Lucrarea pe care eu o fac ajută la consolidarea Bisericii lui Dumnezeu sau la dărâmarea Bisericii lui Dumnezeu. După acest filtru trebuie să ne verificăm dacă mai avem o urmă de frică de Dumnezeu, de reverență față de Biserică și față de lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ceea ce fac eu ajută Biserica lui Dumnezeu sau dărâmă Biserica lui Dumnezeu, păstrează climatul de pace al Bisericii lui Dumnezeu sau din potrivă diminuează climatul de pace al Bisericii lui Dumnezeu. Contribuția mea, aportul meu, tot ceea ce eu fac, distruge sau ajută la creșterea și dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu. Și nu trebuie să fiu un om cu un IQ de tip Einstein. Trebuie să fiu un om sincer, cu frica lui Dumnezeu și să dea un răspuns serios la treaba asta. Ce fac eu? Ajută sau dărâmă? Cântarea mea îl glorifică pe Hristos și aproape pe oameni mai mult de Hristos să îi îndepărtează de Hristos și îl pune în centru pe omul Timotei Floarea. Predica mea îl pune în centru pe omul oricare ar fi el sau îl arată pe Iisus Hristos. Măsura pe care eu o aplic unii apreciativă, alte corectivă la adresa cuiva ajută Biserica lui Hristos sau mai mult dărâmă Biserica lui Hristos. Proiectele mele, acțiunile mele, tot ceea ce eu fac pentru lucrarea Lui Dumnezeu, ajută sau dărâmă? Frații mei, dacă alții au impresia că dărâmă, e doar impresia lor. Dar noi trebuie să avem un spirit obiectiv, clar, general, călăuzit de Duhul Lui Dumnezeu. Și întotdeauna să fim în cadență cu ritmul sau să fim în cadență cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și uitați-vă că uneori polemicele din interior, din interior pot constitui a strategie prin care diavolul vrea să asedieze și să distrugă biserica. Ca într-o familie, nu-i așa? Câți dintre dumneavoastră în an de căsătorie, 10, 20, 40 de ani de căsătorie, n-ați avut certuri în familie? Sau să zic așa, discuții contradictorii. În mod clar. Au fost discuții. Și ce ai făcut când te-ai certat cu nevastă ta? Ți-ai cerut iertare, nu? Ai căutat o soluție reconciliativă. De ce? Pentru că e soția ta pe care o iubești. Și când e iubire, vei găsi întotdeauna o soluție de rezolvare. Iertați împreună asta, că nu poate fi soluție de rezolvare. Totdeauna vei găsi un pas spre biruință. Dar dacă nu mai iubești, îi spune, da, știi ce mi-ai făcut tu acum 20 de ani? Dar nu știu ce, dar nu știu cum și vei găsi, nu soluții, întotdeauna niște scuze. Dar când înțelegi că noi suntem parte a trupului lui Iisus Hristos și biserica este mireasa Domnului Iisus Hristos, noi vei căuta întotdeauna să găsim calea amiabilă, pacea, binele, restaurarea relațiilor, Dumnezeu să ne ajute. Și în final există a patra strategie cu care diavolul vrea să distrugă biserica lui Dumnezeu. Și această ultimă armă despre care vreau să vorbesc se numește persiflarea bisericii lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Acel soi de ironii, de glume, care nu au rolul decât să decredibilizeze instituția bisericii. Și uitați-vă că trăim o vreme în care societatea ironizează la modul maxim biserică apar prin tot felul de emisiuni cu mare rating oameni care persiflează, ironizează, iau la mișto, ridiculizează Biserica lui Dumnezeu pentru mesajul care îl poartă. Auzi, mă, zice, să te păstrezi curat până în ziua căsătoriei. Au să fii fecior până în ziua anunții. Au să fii fidel nevestei toată viața. Au zice să crești copii în frica de Domnul, să-i duci la biserică. Mai bine să-i duci la bodybuilding, la droguri, la țigări, la club night, la discoteci. Și nu mai râde nimeni când faci treaba asta. Dar știți de fapt ce se întâmplă? Acestea sunt arme prin care diavolul vrea să persifleze, să ia peste picior și să decredibilizeze instituția bisericii. Iar cei naivi ce zic, Păi decât să mă duc acolo, știți că a fost o vorbă în care s-a zis, lasă vă că doar moșii și babele se duc la biserică. Altă dată s-a auzit vorba lasă mă că numai proști îl caută pe Dumnezeu. Dar eu am văzut că în ultimii ani cei mai mari oameni de știință îl caută pe Dumnezeu. Pentru că adevărata prostie e lipită de inima păcătosului. Și numai cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Și un om cu inima curată va declara cu toată inima, există Dumnezeu. Nu, nu suntem uh, un lut sau nu suntem un vin și o întâmplare, un, lit, un lut de sine însuși frământat. Și ne-a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu adevărat. Asta spunea poetul de cântare. Și noi vom înțelege că suntem doar nu în, la întrecere, și în trecere, într-un tranzit pe pământul acesta, suntem într-o călătorie, în așteptarea patriei mult dorite, destinația noastră fiind cerul lui Dumnezeu. Și atunci, indiferent de care va fi reacția mulțimii, că ne vor ridiculiza, bă, tu zici, ai rămas la învățătura aia. Bă, tu zici, ești prea rigid, bă, tu zici, ești prea conservator. Bă, tu mai crezi Biblia, tu te mai rogi, da. E o vreme în care trebuie să înțelegem că trebuie în mod obligatoriu să rămânem la învățătura lui Dumnezeu și la principiile Sfinte Scripturi. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Bun. Și acum, dragii mei, vreau în ultima parte a predicii mele, după ce am evidențiat câteva arme cu care diavolul vrea să distrugă Biserica lui Dumnezeu, vreau pentru câteva momente să observați în concluzie patru mari adevăruri generale care se desprind din textul acesta cu privire la Biserica din Ierusalim. Primul mare adevăr, deja a fost enunțat pe tot parcursul mesajului meu de până acum, Biserica Domnului întotdeauna va avea parte de prigoană, de provocări. Iar biserica locală va avea suisuri și coborâșuri, momente de munți și momente de vale. Întotdeauna, în istoria unei biserici mai vechi, de 10, 20, 30, 40 de ani, vor fi momente în care biserica va crește, alteori va scădea. Vor fi momente în care Dumnezeu va lucra cu o măsură mai mare de putere, alteori nu. Bineînțeles că nu Dumnezeu îi devină și noi. Dar istoria bisericii are un drum sinusoidal, cu curcușuri și coborâșuri. Dar biserica are un destin și vom vedea puțin mai târziu. Așadar, câteodată e greu de iubit biserica, spuneam că ai rănit și ai fost rănit. Alteori s-ar putea biserica să fie greu de iubit, că nu ți se mai pare relevantă, că vezi alte biserici și nu cunoști provocările alea care sunt în interiorul bisericii și spui, bă, uite, parcă asta e mai de impact, asta, că asta are asta, parcă cealaltă. Și câteodată, biserica unde Dumnezeu te-a născut din nou, Biserica unde Dumnezeu ți-a vorbit, unde ți-a mântuit familia, copiii, soțul, soția. Biserica unde Dumnezeu de atâtea ori te-a ridicat când ai venit dărâmat. Printr-o cântare, se spunea la ora de rugăciune. Prin predicare, printr-o rugăciune, printr-o ungere cu un de lemn. Dumnezeu a făcut miracole. N-ai voie să uiți tot binele din viață pe care Dumnezeu ți l-a făcut. Și eu sunt astăzi să declar că viața mea n-ar fi avut niciun sens în absența Bisericii lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că a mai lăsat în lumea asta Biserica, slavă lui în veci. Așadar, primul adevăr, spuneam, Biserica în scurgerea vremii este prigonit. Al doilea adevăr, Biserica lui Dumnezeu este o biserică a rugăciunii. Ce făcea Biserica în momentul în care Petru era întemnițat? Nu înceta să se roage lui Dumnezeu și și biserica înălța, și când zice nu înceta aici, face referire, cuvântul grecesc aici, face referire la o rugăciune plină de pasiune, fierbinte. Pentru că ei știu ceva ce s-ar putea noi câteodată să uităm. Iacov, capitolul 5. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui nepricănit. doar rugăciunea. Rugăciunea pasională, fierbinte a celui nepricănit. Așadar, dragii mei, Biserica lui Dumnezeu, o biserică care se roagă, și biserica aceasta, când se afla într-o stare de asediu, și cu cât persecuția era mai mare, și liderii erau împărziți, și loviți, și martirizați, și omorâți, și închiși în spatele gratelor, biserica s-a unit, s-a făcut buchet și a zis: Noi ne rugăm. N-a apelat biserica la alte arme. Ea nu s-a dus să facă plângeri penale. Biserica nu s-a dus să-și angajeze avocați. Biserica nu s-a dus să se ia la război și nici la harță și nici să spună, dar ce a făcut Sfântul pentru să merită treaba asta? Biserica s-a rugat, pentru că da, arma cea mai desconsiderată, dar de cea mai eficientă a Bisericii lui Dumnezeu este arma rugăciunii. Când o biserică se aplacă pe genunchi și se roagă, Dumnezeu deschide cerul. Dumnezeu rupe legăturile. Dumnezeu ia doarme pe 16 soldați romani deschide, deschide porțile temnițelor și mai face miracole. Și îmi vei spune, dar cum îți explici, frate Timotei, dumneata, faptul că în același text biblic, ăștia erau adunați și se rugau pentru Petru și biserică, în mod evident, și când a venit Petru, ca urmare a răspunsului Dumnezeu la rugăciunea lor, n-au crezut. Nu doar că Roda n-a crezut. Roda a zis, ba da, e Petru, zice slujnic aceea. E vocea lui. Și știți ce au zis toți cei care se rugau? Fierbinte. Ești nebun, au zis. Și înseamnă asta? Păreau aproape sceptici. Cum adică? Nu știu dacă erau sceptici cu privire la, în primul rând, răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat, cât și cu privire la urgența sau celeritatea cu care Dumnezeu a oferit răspunsul. Și uitați-vă că ei se rugau cu pasiune pentru asta, și când răspunsul a venit, nu le venea să creadă. Și au zis, ești nebună. Și ce spune mie asta? Că uneori, biserica când se adună la un loc, are momente când poate se roagă cu umbre, cu îndoieli. Nu totdeauna biserica noastră sau noi avem rugăciuni care ajung la cel mai înalt termometru al nivelului de credință. Dar, faptul că noi continuăm să ne ducem drumul slavei trecând pe genunchi și pe la cruce, înseamnă că noi am înțeles că există o forță care dă biruință poporului Dumnezeu și această forță este forța rugăciunii. De aceea vă rog în această seară, stimați credincioși, ca unii care constatăm cu indignare în suflet faptul că biserica ultimelor ani a pierdut cel mai mult. Știi ce? Exact asta. Rugăciune. Câteodată am impresia că noi mai mult credem în mașina în care urcăm când ne duce la destinația dorită decât în puterea rugăciunii adresată lui Dumnezeu. Pentru că dacă noi mai credem în eficiența și puterea rugăciunii, facem din rugăciunea practica noastră zilnică și modul nostru de a fi în viață. Biserica nu trebuie să facă din rugăciune un fel de heirup al vieții ei. Ea nu trebuie să facă din rugăciune un fel de roată de rezervă. Apelez la ea numai atunci când am altă soluție, când nu mai mi-ajung banii. Când toate relațiile mele s-au epuizat. Când prietenii care până mai ieri ajutau, acum i-au întors spatele. Nu, nu, rugăciunea trebuie să fie volanul vieții noastre. Modul nostru de a fi trebuie să fie rugăciunea. Să nu luăm decizii fără rugăciune. Să nu deschidem proiecte fără rugăciune. Să nu întreprindem activități fără rugăciune. Să nu treacă ziua până nu ne rugăm. Să nu înceapă ziua până când nu ne rugăm. Să nu se termine ziua până când nu ne rugăm. De aceea, dragii mei, rugăciunea este modul de a fi al Bisericii Dumnezeu. Este, dacă vreți, identitatea, etosul Bisericii lui Dumnezeu. Și mă rog, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că o biserică sănătoasă este o biserică care face din rugăciune modul ei de a trăi și de a fi. Uitați-vă, în toate aceste valuri de persecuție prin care biserica din Ierusalim a trecut, ar fi putut să spună, moare Petru, vine altul. Dar ei au zis, nu, în joc e faima numelui tău, Doamne. Iar nouă ne pasă de Petru, și nu ne pasă de oamenii din adunare, și nu ne, ne pasă de fiecare mădular în trupul lui Hristos. Că dacă nu ne-ar păsa, nu ne mai ruga. Și mă rog, ca Dumnezeu să ne facă conștienți de puterea rugăciunii mărturiseau un frate. Da. mărturiseau un frate în numă cu ceva vreme. Faptul că într-o biserică locală au fost ani de biruință, de dezvoltare. Botezuri în apă, botezuri cu Duhul Sfânt, oameni care s-au întors la Domnul. Și au fost ani în care Dumnezeu a lucrat într-o manieră extraordinară. Și în următorul an, S-a întâmplat că până la finalul anului, niciun întors la Domnul, niciun botez în apă, niciun botez cu Duhul Sfânt, nici o lucrare supranaturală prin care slava lui Dumnezeu să se coboare. Și atunci, mod evident, a apărut întrebarea. Și conducerea bisericii a zis, e timpul să mergem din familie în familie și să vizităm fiecare familie. Și au început vizita la fiecare familie. Și au ajuns la o familie a cărei mame murise de aproximativ un an de zile. Și copiii ei, rămași în viață, îi zic pastore și conducerii bisericii, hai să stăm puțin de vorbă. Zice, s-au așezat pe scaune, stăteau de vorbă să mai servească câte ceva și au adus caietele de rugăciune al acestei bătrâne care trecuse la Domnul. Și a văzut acolo caiete de rugăciune cu liste întregi de rugăciune pe care ele le făcea în fiecare zi zeci de oameni și persoane pentru care zilnic ea se ruga. A zis, am ajuns la bătrânețe, în singură, toată viața mea mi-o deduc în rugăciune, precum Ana și Simeon de la templu. A zis, am rămas văduv, a zis Ana, timpul meu mi-l cu Domnul meu. Mai puține prietenii, mai puține sfaturi pe la colț și mai mult prietenia cu Domnul că sunt mai aproape de cer decât de pământ. Că au trecut ani și pământul se grăbește să-și ceară lutul înapoi. Iar Dumnezeu se pregătește să-și dea întâlnire cu sufletul meu. Și o să stau la sfartul de clacă și vorbe de doi lei, nu mă onorează identitatea mea de copil de Dumnezeu. Și atunci și-a zis Ana, mă dedic cu totul în slujba lui Dumnezeu. Și în fiecare zi se ruga, postea, și era o femeie a rugăciunii. Extraordinar. Știți de ce are nevoie bisericile noastre de oameni ai rugăciunii? Predicatori sunt. Cântăreți, avem. Oameni ai rugăciunii câți? Și atunci a înțeles conducerea bisericii că, de fapt, datorită rugăciunii unei bătrâne, se întâmplau întoarcerea la Domnul, botez în apă și botezul cu Duhul Sfânt, și Biserica avea înaintare. Iar noi că ceva nu ne, nu ne năzare nouă și nu, și nu devine dintr-o dată într-un fel de consonanță cu pretențiile sau aspirațiile sau infosele noastre, ne supărăm. Dar cât ne supărăm că nu avem cel puțin o oră de că cine zi? Cât ne supărăm? că unii din pruncii noștri nu sunt întotdeauna la Domnul, că unele dintre rude ale noastre sunt departe de Domnul, acestea ar fi trebuit să fie motive de supărare. Nu că mi-a dat dreptate, că nu mi-a dat dreptate, că e cu mine sau că e împotriva. Astea sunt puerilități ale unor oameni care ar fi trebuit de mult să-și dovedească maturitatea spirituală. Dar se pare că au crescut precum pui în Injectați și au 30 de ani de pocăință, dar nu s-au maturizat nici după 30 de ani de pocăință. Doamne, ai milă de noi! Această creștere forțată, artificială, nu ne onorează. Frații mei, biserica din Corint avea toate darurile, dar era cea mai matură din punct de vedere spiritual. Pentru că acolo erau cele mai multe conflicte și păcate care se întâmplau. Pentru că era mai mult imaginea, orgoliu. Și vreau să vă spun în seara asta, că un om matur se ferește de astfel de lucruri și pune mai mult accent pe rugăciune. Și ați văzut cum poate o bătrână care se roagă să fie eficientă mai mult ca predica mea din seara asta? Și vă uitați și spuneți, bă, fără predica lui Alexandru sau lui Timotei sau lui Vasile sau lui Gheorghe. Nu poate merge biserica asta înainte. Și Domnul zice, o, oh, de n-ar fi o femeie care postește și se roagă. E cineva gata în această zi să ridice mantaua asta a rugăciunii care de multe ori, de către mulți oameni, a fost aruncată în praf? și să spună scutul mantoa o rugăciune de praf, o pun pe mine și de astăzi promit să mă rog mai mult. Dumnezeu să ne ajute. Biserica lui Dumnezeu e o biserică care trece prin prigoană, care se roagă, făcând din rugăciune modul ei de viață cu Dumnezeu. Trei este o biserică care rămâne unită în ciuda opoziției. Uitați-vă, zice, biserica era la un loc! Pentru că, da, noi trebuie. Te poți răzbuna pe biscuitele din frigider. Te poți răzbuna pe curentul electric. Te poți răzbuna pe televizor. Chiar ți-aș recomanda. Îl arunci din casă. Dar te rog, nu te răzbuna pe Biserica lui Dumnezeu. Niciunul din cei care s-a luat la harță cu Dumnezeu n-a avut izbândă n-ai voie să te răzbun pe biserica lui Dumnezeu? Că biserica lui Dumnezeu e biserica pentru care a murit Hristos, nu eu, ci nici dumneata. Și fiecare centimetru pătrat de aici e plătit de sânge lui Iisus Hristos. Și nu i-au murit pentru biserică, ci Hristos a murit pentru biserică. Nu-și bate joc de lucrarea aceluia care a coborât din slăvile cerești. Și s-a pus pe crucea din dealul Golgota și a zis Eu mor pentru fiecare suflet din adunare, ca într-o zi să fie mântuit. Și în anul 2024, la mijloc de săptămână, într-o zi de joi, vor sta să-și înalțe glasul și să spună a Domnului să fie slava, a Domnului să fie gloria, a Domnului să fie onoarea că ne-a mântuit, ne-a iertat și ne-a restaurat viața. E biserica lui Isus, mântuită cu preț de sânge la calvar. Și ea trebuie prețuită mai mult decât orice în lumea asta. Și vreau să spun ultima concluzie. Biserica lui Dumnezeu, în cele din urmă, e biserica care va fi biruitoare. Biserica are un destin al ei. Veia nici iadul, nici legile restrictive nu pot dărâma. Și ea va fi biruitoare, fiindcă Matei, capitolul 16, spune Porțile locuințelor morților nu vor birui, pentru că al ei cap este Hristos. Știi ce înseamnă porțile locuințelor morților? Pentru că porțile, în vremea Antichității, erau oficii care, practic, conduceau, guvernau cetatea respectivă. Și spune, practic, aici, cei ce sunt în guvernele morții. Și toate duhurile celui rău, oricât de potrivice și multe ar fi, nu vor putea să distrugă niciodată Biserica lui Dumnezeu. Dar pentru asta, noi trebuie să fim în unitate. Și aș vrea să pregătim o cântare și înainte să cântăm cântarea asta, vreau, dragii mei, să vă imaginați următorul scenariu. Era îndrăcit. Se afla în Gadara. Hristos îl întreabă și îi spune care -ți este numele. Legiunea, a răspuns el. Știți că număra o legiune în armata romană? Șase mii de soldați. Șase mii de draci erau într-un singur om. Extraordinar. Uniți pentru un singur scop. Știți care? Să distrugă un om. Și câteodată, doi pocăiți care zic că sunt penticostal sau baptist sau ce ori fie, nu pot să fie uniți pentru aceeași cauză. Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu să vindece și Dumnezeu să mai facă minuni. Doi pocăiți? Nu pot sta pe aceeași bancă să fie uniți de același scop ca Dumnezeu să lucreze? Și șase mii de demoni nu să ceartă între ei, domne. Ăștia nu se ceartă între ei. Ăștia zic, facem protocolul, pregătim strategiile și toți suntem uniți. Nimeni nu se ceartă. De ce? Avem un singur scop. Să distrugem o familie. Să destrămăm niște copii, să abandonăm pe drumuri, să omorâm și să-l băgăm în iad pentru totdeauna pe un întrăcit din Gadara. Și doi oameni din adunare care au pretenția că știu citi Biblia și versetele în Biblia, unii ori nu se pot uni ca să distrugă forțele răului și biserica lui Dumnezeu să aibă înaintare. Și mă întreb, ce călăuzire trebuie să aibă un astfel de om? Și câteodată îmi pare că noi, în mod conștient sau inconștient, renunțăm la călăuzirea lui Dumnezeu ca să mergem după călăuzirea firii noastre. Știți care este călăuzirea firii noastre? Așa vreau eu. Știți care este călăuzirea firii noastre? Îmi place a zis Samson. Și care este călăuzirea firii noastre? Așa mă simt eu bine. Călăuzirea firii noastre înseamnă interesul meu prevalează în pofida interesului lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt? Cum vrea Dumnezeu, chiar dacă mă doare? Cum vrea Dumnezeu, chiar dacă nu înțeleg? Cum vrea Dumnezeu, chiar dacă e un drum mai greu? Dacă în fața ta stau cinci drumuri, tendința mea, este să aleg drumul cel mai ușor. E voia lui Dumnezeu de obicei, tama Când în fața mea stau cinci drumuri, Dumnezeu îmi spune, mergi pe drumul cel mai greu. Știți de ce? E cel mai bun pentru formarea ta. Pentru devenirea ta ca om spiritual, pentru maturitatea ta spirituală. Eu aș prefera drumul cel mai ușor, dar Dumnezeu zice, nu drumul ăsta sinuos, cu greutăți, cu opoziție, cu uneori aruncați și lovit cu pietre, aruncați cu noroi în tine, dar este drumul prin care Dumnezeu te formează. Da, Doamne, dar am crezut că e suficient prin câte am trecut în viață, sunt suficient de format. Mai era puțin ceva de modificat la tine, Iov. Tu mai aveai un pic de smerenie de învățat. Tu mai trebuia să înveți ceva, Iov. Pentru că tu erai nepricănit, te abătai de la rău, familia ta, o puneai protecția lui Dumnezeu peste ea. Dar trebuia să ajungi și la Iov 42, care mi-e scârbă de mine. De mine, Timotei Floara, de mine, omul lui Dumnezeu, de mine, că n am avut pretența să dau lecție de morală la alții, de mine, omul Timotei floare, a zis Iov. Mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenuș. Și poate că mai ai de învățat lecția asta. Dar pentru nimic în lume. Să nu renunțăm la drumul care ne stă în față. Drumul pe care îl are și biserica, un drum al gloriei. Ea va trece dincolo de legea gravitației. Va părăsi într-o zi glia asta rece. Într-o zi cei care au plecat înainte de noi vor fi înviați, vor ieși din morminte, vor fi transformați și noi împreună cu ei vom pleca acasă la Domnul. Va fi cea mai frumoasă călătorie din câte au fost vreodată. Într-o delegație impresionantă de sfinți și îngeri. În frântea călăra va sta Iisus Hristos, Domnul, și ne va duce în bucuria stăpânului. Acolo nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi insulină și nici diabet, nici dureri de cap, cum am eu de câteva ore și am predicat cu durerea asta de cap. Nu vor mai fi dezamăgiri, nu vor mai fi bârfe și denigrări, nu vor mai fi lucruri care până mai ieri te-au întristat El, va serge orice lacrimă din ochi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Acum, dragii mei, vă invit să ne ridicăm pe picioare și vreau să cântăm. Nu știu ce au gândit tinerii să cânte, dar eu vreau să cântăm o cântare cu gândul la Dumnezeul nostru. Doamne, ne-ai mai lăsat pentru un timp biserica. Ajută-ne să ne implicăm în ea, să facem tot ce putem ca ea să poată fi asemenea chipului Fiului Tău Iisus Hristos. Și într-o zi,